Tăcerea inimii catena. Ați dori, fără a te implica, nu rămân decât un vis frumos. Și noi ne implicăm în funcție de cât de intensă este dorința noastră. Am fost sus, pe Machu Picchu. 3 zile am stat în Peru, o zi în capitala Lima, o zi în Cuzco și de ziua mea am străbătut tot Machu Picchu. Atunci când te legi de un vis, de un proiect, trebuie să te dedici, zic eu, total. Financiar, afectiv, emoțional, să aloci timp suficient ca să-l vezi dus la îndeplinire. Altfel este doar o iluzie. Crezi că crezi. Tot ceea ce sunt îi se datorează cuvinte. Absolut. Eu ca formare profesională și eu ca om. Ce faci primul lucru? Îl cureți, îl speli. Doamne ferește, era pufuleț de la șosetele negre pe care le încălțase. Foarte mult am învățat, am citit foarte mult. I-am prins degetele la polizorul ăla de nu știu câte ori. Lucram cu 2-3 perechi de mânuși ca să nu mai am răni. Atâta timp cât te menții centrat și îți îndeplinești scopul pentru care ai fost trimis aici, vei reuși și vei fi prosper în toate domeniile vieții. José Silva. Sigur că mai sunt și alte multe citate posibile, dar unele dintre ele sunt spuse chiar de către eroi de destine ca în filme. Mă reîntâlnesc astăzi cu unul dintre ei, sfârtecat de tramvai la vârsta de 17 ani. Am filmat cu el la Timișoara acum 7 ani. Astăzi este speaker motivațional în întreaga lume și un adevărat performer, Costel Pârnău. Alexandru are acum 16 ani, noiembrie, octombrie împliniți. Și celălalt băiat? Acum are 23 de ani. A făcut facultatea de sport vreo 2 ani. A lucrat, acum face și a deschis o firmă, vrea să-și facă franciză. Zic, ok, combine și recombine până îți găsești sensul și rostul și locul. Dar nu stai, asta e important, nu stai. Dacă ne uităm aici, la filmarea noastră de acum 7 ani, da, o să vezi că tocmai ne-am întâlnit cu decanul facultății tale. Erai student la psihologie. E unul dintre cei mai speciali studenți pe care i-am avut. E, în primul rând, un om de o mare generozitate și e cineva care te face să crești. Vorba lui noi ca într-o adevărată relație pedagogică, nu mai știi cine e cel care dă și cel care primește. Cum a fost facultatea? A fost frumoasă, a fost interesantă, a fost fascinantă, provocatoare. Am tratat-o cu respect, cu bucurie, am făcut cursurile la zi, pentru că am fost motivat de ideea ca să, cine știe pe unde voi ajunge în viață, să nu trec doar așa, să-mi fac alții cursurile și să iasă la iveală lenevia cognitivă, că eu mă ocup de altceva. Și mai mult decât atât, să obțin informații acurate, clare. Ce faci acum? Activez mult ca speaker motivațional. Țin prelegeri. Am lucrat în PowerPoint pe diverse teme. Încep să-mi deschid cabinetul de terapie. Mi-am scos ștampila. Caut un sediu și sunt în tratative cu un supervisor. Așa prevede legea. Timp de un an de zile trebuie să stau în supervizare. Până acum ai făcut astfel de prelegeri și ai ținut totuși astfel de cursuri motivaționale, nu? Pe unde? În țară, în străinătate, în America. A fost 2019, chiar și anul trecut. În foarte multe state, în multe locuri. Cum ești primit în locurile în care te duci? Cu admirație. Mă copleșesc uneori admirațiile. Încerc să le gestionez. Mă simt măgulit. Aș vrea să se sfârșească. Odată să mi se spună, ești fabulos, ești minunat, ești un învingător și atât. Că până la urmă nu sunt decât un om care se străduiește să trăiască normalitatea, să se strecoare prin lumea aceasta, ca să ajungă pe tărâmul celălalt, că dincolo de lumea aceasta, mă numesc că ne mai așteaptă o parte spirituală, să trăiesc cu demnitate, cu onoare, să trăiesc frumos, iar la apusul vieții, uitându-mă în spate, să nu mă simt urșinat de nimic. Oamenii, revenind la întrebarea ta, da, unii sunt fascinați, alții copleșiți, alții cu bucurie.
alaltă seară am urcat în tren spre București să pot participa cu bucurie la această emisiune. Am văzut două persoane că se uită puțin mai atent spre mine. Dimineața i-am întrebat cum au dormit, cum se simt, dacă condițiile au fost excepționale. Mi-am spus că da, printre altele spune, vă știu, vă cunosc, am bucuria să ne întâlnim. Am și sunat-o aseară pe fiica mea, uite cu cine sunt vecin de compartiment. Da, cu foarte mult respect și admirație. De unde te cunoșteau? De la televizor, de pe Facebook. Ai și o emisiune acum la televiziune? Da, este în... Da, s-a lansat, am avut debutul acum o lună de zile. Pot să-ți spun titlul? Sigur că de da, genere, cum se numește? Ce este omul? Ce este omul? Cred că tu mai mult decât mulți, mulți alții ai aflat, ai învățat ce este omul. Dincolo de cărți, de statistică, de universitate și de autodidacticismul da. Meu, da, din propria mea experiență. Omul este o ființă completă și complexă. Este fascinant, uluitor. Cât de important este gândul? Gândul creează emoție, emoție comportamentul. Și apoi vedem comportamentul în orice aspect social. Început de la relația de cuplu, de la relația cu funcționarul public, cu funcționarul de, nu știu, din guvern. De ce are un om un comportament negativ ori pozitiv? Pentru că are un gând, are o emoție și de aici rezultă comportamentul. Nu mai vrem să sau nu ne mai dorim un comportament care nu ne place, ce schimbăm? Gândul. Am schimbat gândul, am schimbat emoția. Ce simplu e! Hai să ne mai uităm ce am filmat de atunci la Timișoara. Foarte emoționant. Au trecut ani. Acum urmează probabil una dintre cele mai dure secvențe pe care noi am filmat-o vreodată și sunt vreo 10 ani de destine ca în filme. De-abia după 25 de metri, tramvaia s-a oprit. Nimeni. Deci, odată plecat cu mașina de acolo, toți au spus, am murit. Inclusiv când am ajuns la urgență. Și aici o să citez din chirurgul, extraordinarul chirurg, doctorul Vâlceanu Doru. Toate cadrele medicale au coborât, au lăsat totul deoparte la urgență, să vadă minunea. El a ieșit din sala de operație pentru că a fost chemat urgent. Zice, nu mai are puls, mai are tensiune, ce să-i facem? Totul era pus pe piept. Cum adică totul era pus? Toate resturile adunate, zdrențele de la membrele inferioare. Erau puse aici. Eu, pe efect, am fost luat pe brațe. De mâini de picioare nu mai aveam de ce să mă prindă. A fost puse pur și simplu așa. Luat pe brațe, așezat pe bancheta unei taci și partea cealaltă a orașului, aproximativ 7 km. În momentul acela a coborât și el, și băiatul e terminat. Nu mai e puls, mai e viață. Și atunci am avut așa un instinct, nu știu de unde mi-am găsit puterea, în sala de operație. Chiar avea un pacient. Pe acel pacient l-am întâlnit după 20 de ani, ținând undeva o prelegere, vine la mine, plângea în hohote, l-am lăsat să plângă și tot vocifera, așa ceva nu vreau să mai vadă nimeni. Dar ce ai văzut? Așa ceva nu vreau să mai vadă nimeni. Ce? În duminica aceea, eu mă aflam pe masa de operație, a spus cu nume și prenume. A venit doctorul Vâlcean, m-a rugat să cobor, m-am lipit de ușa sălii de operație și la un moment dat a trecut o targă în grabă cu un chip atât de tânăr, plin de sânge. Nu mai știa unde e mâna, unde este piciorul. Și de atunci m-am tot întrebat, mai trăiește? Unde o fi? Și iată-te, acum aici. Și voi v-ați întâlnit. Da, mi-au curs lacrimile. Dumnezeu a făcut ca voi să vă întâlniți. Și ne-am îmbrățișat. Atât de a stârnit o emoție uluitoare. Știa date, nume, prenume, ziua, doctorul, eram pe masa de operație, am coborât, citesc fără să cârtesc. Nimeni nu se mai ocupa în spitalul acela de nimic. Decât de tine? Da. Dar tu, când ai aflat tu toate grozăviile astea? Când l-ai știut? Când ai simțit că e vorba despre tine și nu vezi un film de groază? Când te-ai trezit tu?
În timpul accidentului, ai simțit ceva? Ai avut momente în care ai încercat să te salvezi cumva? Când s-a rupt filmul? Filmul s-a rupt după ce sângele s-a scurs din organism. Simțeam pur și simplu cum se stinge viața, cum curge viața din trup, exact cum curge firicelele de nisip dintr-o clepsidă, așa simțeam, la propriu. Și am fost convins, conștient, că voi muri. După câteva încercări disperate de a mă salva, pentru că a fost o zi de duminică, linia de tramvai se află în fața unui parc. Oamenii erau adunați pe bănci, erau zi călduroasă, frumoasă de vară, au alergat spre accident, fiind grozăvie atât de mare, au rămas paralizați, cu ochii ațintiți acolo, nimeni nu îndrăznea să facă un pas spre mine. Au creat centuri de oameni, accidentul meu, și toți se uitau ce se întâmplă, nu își găseau puterea să mă salveze. Dar un băiat care se afla în cabina Batmanului, eram prieten, și am coborât și mă uitam să văd ce se întâmplă. Am auzit o hurducătură și ceva troznete supra, dar am zis că cine știe, este o piată sub tramvai. În momentul când m-am uitat mai atent după roți, ți-am văzut doar capul și trupul erau după bughiuri, cu mâna dreaptă, îți luai picioarele zdențuite și încercai să ți le tragi spre exterior și apoi pipăie, aici mi-aduc aminte, bordura, și încercam să ies singur de acolo. Am făcut câteva încercări, mi-am consumat ultimele resurse și apoi capul l-am lăsat pe partea stângă și am spus, am murit. S-a fost ultimele gânduri conștiente cu care am încheiat etapa aceea vieții. Am murit. Îți propun să ne mai uităm. Pentru că îmi amintesc perfect cum am stat și ne-ai cântat și la Nai, atunci, la Timișoara. Ar mai fi multe de spus despre Costel, despre un om care și-a recuperat viața. Am sărit cu parașuta anul trecut. Mi-am dat protezele jos, am urcat în avion, undeva la 8.000 de metri înălțime, s-a aprins beculețul roșu în Carligă, s-a deschis ușa și pur și simplu am fost plonjat, aruncat afară. Niște senzații uluitoare, greu de descris. Frică nu aveai? Extaz, de la extaz, la agonie, extaz, tot felul de gânduri paroxiste, de moarte, de... Ba, am avut teamă și îmi spuneam, închide ochii, uite-te în sus. Și am spus, nu, în ultima secundă, înainte să fiu aruncat, uite-te în jos, acolo este senzația maximă. Ori fac cu inima, ori nu fac. Acolo mi-am testat inima. Și am ales să privesc în jos. Fantastic este senzația, trăirea. Ce înveți dintr-o experiență ca asta? Să înving frica, de frică. Uneori frica, dacă ți-e frică de ceva, singura variantă să învingi este să te implici în acel lucru. Aș putea să-l citesc pe Napoleon. Le spuneam mareșalelor săi înainte de atac, atăcați și apoi uitați-vă și vedeți ce ați făcut. Pur și simplu. A doua performanță. În 2019, tot așa mă aflam în Statele Unite. Muncă. Dar după spui aceea, muncă, spui prelegeri de dezvoltare conferințe, personală. Conferințe, prelegeri, întâlniri unul la unul, consilieri, știți, am pe cineva, am acasă pe cineva, s-ar putea să aibă o tulburare, nu se simte bine. Hai să vedem despre ce este vorba. Ajungând în Florida, normal, pe 18 mai, aveam let's go to go, să plec acasă, din Chicago. M-a sunat cineva din Florida, zice, uite, mi-ar plăcea tare mult să ne vizite și pe noi. Ok, am ajuns acolo și am spus, prietene, am un vis. Sunt foarte aproape de visul meu. Am bani, am pașaport, dar cum să ajung de aici pe Machu Picchu? Și asta nu este problema. S-a ocupat de toată infrastructura teoretică și practică și pe 18 mai în anul acela am fost sus pe Machu Picchu. 3 zile am stat în Peru, o zi în capitala Lima, o zi în Cuzco și de ziua mea am străbătut tot Machu Picchu. M-a fascinat istoria lui. Acum îl trăiam la nivel subiectiv. Eu eram în istorie, până atunci a fost istoria în mine. Îmi amintesc, nimic nu am lăsat nevizitat. Urcam pe partea stângă sus, mă uitam în jos la ceilalți turiști, vedeam atât. Făcut și poze, să am mărturie. Apoi când am ajuns jos, m-am uitat sus, vedeam oamenii mici.
acolo am fost eu? După 6 ore de urcat pe acele pietre lespezi, m-am avut impresia reală că unul dintre proteze va ceda. I-am spus prietenului meu, Jonathan, care mă însoțea, Jonathan, zic, imposibil să nu cedeze o proteză, un picior, dar zic, mă iei în brațe, mă tări pe jos, cu dinții, dar aici nu rămâne. La un moment dat s-a întâmplat o secvență foarte drăguță. Ghidul care ne însoțea avea o sticluță cu apă și tot o flutura în fața noastră. Eu nu mai puteam de sete. Mi-am luat o sticlă de acasă în speranța că vom bea de la izvorul împărătesc. Era interzis. La un moment dat mi-am luat inima din și am spus, nu mai pot, mi-a stă sete, nu mai am energie, nu mai pot împinge protezele acestea. Au 10 kg, sunt de 3-5 ore pe picioare și tot urc, cobor. Și zice, ok, hai să facem ceva ce n-am mai făcut niciodată. Ne-a dus pe scurtătură până la izvorul împărătesc. Am pus sticluța acolo, am băut o jumătate de litru de apă, am primit energia de care aveam nevoie și am spus lui Jonathan, Jonathan, dacă va fi să mor, să știi că m-a ucis un vis, dar nu regret. Spune-mi, dintre toți oamenii pe care tu la rândul tău i-ai ajutat, care este cea mai impresionantă poveste? Este cea a lui Ovidiu, Ovidiu din Oradea. Să fie 4 ani în urmă, cu 4 ani în urmă, m-am invitat la el la Asociația Persoanelor cu Handicap Locomotor, am ținut un discurs motivațional și la final el s-a regăsit, notamment povestea mea. Vârsta pe care am avut-o, liceul neterminat, dorința de a merge la facultate, el se află și acum într-un scaun cu rotile. Iar la câteva luni de zile mă sună. Costel, pentru că ai fost, am văzut, m-ai motivat, m-am înscris la facultate. Nu, întâi și-a terminat liceul și-a înscris la facultate, a terminat facultatea de psihopedagogie. Ați dori, fără a te implica, nu rămân decât un vis frumos. Și noi ne implicăm în funcție de cât de intensă este dorința noastră. Mi-am amintit de o altă poveste. Anul trecut s-a întâmplat. Am citit-o cu mare emoție pe Facebook, pe pagina mea. Zice, Costel nu mă cunoaște, nu știe că scriu aceste rânduri. În urmă cu... Am căutat în memorie, nu am găsit unde am ținut nu știu ce prelegere. Și spune, m-am motivat, m-am activat, am terminat facultatea de psihologie, astăzi sunt psiholog, am cabinet deschis. Eu doar citez, am spicuiesc, dar mesajul este pe pagina mea foarte emoționat și bine, bine, bine articulat. Senzațional, zic. Când, cum? Iubești viața? Foarte mult, îmi place să trăiesc. Dar nu la modul acela hedonic. Îmi place să fiu viu, să fiu activ, să mă mișc, să iau contact. Viața care ți-a dat ție așa o lovitură. Da. Și cu toate astea tu răspunzi că iubești viața. Da, înainte să o mai iubesc, am mai luat înapoi de la tot ce s-a putut. Și apoi am zis, ok, de aici mai departe, da? cu ceea ce a rămas, mi-am pierdut părți fizice, dar capacitatea psihică nu. Voință, motivație, dragoste de viață nu s-au amputat odată cu mine. Mi-am tăiat de secvență drăguță, mă aflam în urmă cu 2 ani undeva la o bază de tratament. Deci ajung extrem de rar. Aflându-mă pe fotoliu rulant să merg de la o procedură la cealaltă, persoane mai în vârstă, dar vă rog, dar zic, nu, am deschis ușa, vă rog, doamnele, domnișoarele, înainte. Părți din trup s-au amputat, dar în ceea ce privește bunul simț, respectul nu se amputează, ele rămân aici. Mă simt obligat să menționez un aspect din spate. Imaginea este minunată, este excepțională. Domnul Costel, dar în spate. Este efort, este muncă, este durere. Uneori mi-am scos bonturile din carcasele protezelor cu sânge însângerate. Alteori m-am urcat în tren, în avion, în căruță, pe bicicletă, cu mașini mică-mare, să ajung la destinație, să pot cânta la nai, să pot să spun un cuvânt motivațional. Alteori era să întâmple accidente. M-a bătut frigul, ploaia, stat în frig. S-au întâmplat tot felul de evenimente nefericite. Le-am depășit, alteori îmi spuneam, renunț, nu mai pot. Da? Mă urcam în tren, picioarele sunt bune în carcase. După ce pornea trenul, începe să mă strângă. Mai am 10 ore până la destinație. Ce fac? Cum fac? Da? Și trebuia să-mi găsesc resursa interioară. Până la urmă, meterezele rezistenței noastre sunt în interior. Aici ne găsim și ne regăsim. Și apoi privim în exterior, la salvatorii magici. Da? Și să mă motivez și să-mi urmăresc scopul, să privesc la final, nu la parcurs. Acum parcursul, zic, este greu. Dar oamenii aceia mă așteaptă, au cheltuit, au investit, da, ca să ajungă acolo, eu ce fac? Nu am spus nimănui nimic, mi le-am asumat,
mi l-am gestionat și apoi am livrat tot ceea ce a trebuit. De aceea, în spate este efort, este muncă. Atunci când te legi de un vis, de un proiect, trebuie să te dedici, zic eu, total, financiar, afectiv, emoțional, să-i aloci timp suficient ca să-l vezi dus la îndeplinire. Altfel este doar o iluzie. Crezi că crezi. Aș vrea să fac lucrul acesta. Te iubesc și îți mulțumesc pentru cum ești. Mulțumesc tare mult, Iuliana. Mă simt copleșit și mă simt onorat. Și iată că ceva bun se naște. Aș putea să-l parafrazez pe Iisus. Se poate, poate ieși ceva bun, spune din Nazaret. Zice, da, poate ieși ceva bun. Atât de răufamată era zona aceea. Și a fost ceva bun. Nu mai contează până la urmă că nu mai am o mână și două picioare. Este trecut. A rămas acolo. Eu am rămas viu. Chiar dacă mi-am pierdut viața și medicii s-au luptat cu disperare să-mi salveze viața, nu se mai punea problema salvării unui membru. Mi-a spus odată medicul chirurg, repet, doctorul Vulceanu, primele cele 24 de ore au fost vitale. Am stat la căpătâiul tău, la reanimare și te-am vegheat. Inima ta a fost extrem de puternică, a bătut pe uscat, n-ai ajuns aici. Și dacă Dumnezeu mi-a lăsat viața, creierul sănătos, prin care pot simți, pot iubi, pot înțelege multe lucruri, când mă târii pe jos, că alerg pe proteze, îmi trag cu dinții uneori, să-mi închei nasturii, să-mi închei șireturile la pantofi, cu dinții și cu mâna dreaptă, să-mi fac unghiuțele, să pun mânuța stângă pe ceva, să tai cu flexul, să țin anumite obiecte. Dacă vii la mine acasă, nu scârțe nimic. Totul este în perfectă ordine. Am obiecte, repar, aduc, nu se pune problema. O fac un pic, poate mai dificil, dar o fac. Este minunat, pentru că trăiesc, pentru că exist. Și nu mai consider o persoană cu un handicap de mult, după ce m-am asumat și mi-am integrat drama vieții. Nu spun decât că mă simt fericit și bucuros. Mie nu îmi lipsește decât o mână și două picioare. Atât. În rest, viața, credeți-mă, este frumoasă. Depinde cum o percepem. Dacă interiorul nostru este trist, atunci vedem lucrurile triste. Spunea același Iisus, ochiul tău este rău. Dacă ochiul nostru este rău, așa îl percepem și pe celălalt și viața și suntem rău. Nu s-a dat în lături, în ciuda handicapului, nici de la munca grea, dar nici de la o carieră dificilă. S-a autoeducat și astăzi se bucură de viață și încearcă să încurajeze și pe alții aflați în aceeași situație. Crede cu tărie că libertatea de a alege, a spera și a învăța, nimeni și nimic nu le poate lua. Libertatea mult mai prețioasă decât siguranța. Prefer să renunț la siguranță, dar să rămân cu libertatea. Pentru că multe lucruri în lume de-a lungul istoriei s-au creat și au venit din partea unor oameni care au ales ori să moară, ori să le creadă în libertate. Cât de mult îți poate schimba viața o decizie pe care o iei în urma unui anunț de angajare? Și nu oriunde, ci în Cuveit. Acolo a plecat o asistentă medicală din Râmnicu Vâlcea și a ajuns podolog al armatei americane și al casei regale. Acum s-a reîntors în România și s-a așezat aici, la Brașov, în centrul țării, pentru a-i putea ajuta pe toți care au probleme. Iulia Catană. Câți ani avea Iulia când ai ajuns în Cuveit? Aveam 33 de ani, 32. Cum ai ajuns acolo? De ce tocmai în Cuveit? Lucram ca asistent medical la Spitalul Județean Vâlcea, în policlinică. Într-o singură zi am intrat prin spital, nu prin policlinică. Era un anunț pe ușă cu o firmă de recrutare care vroia personal în Cuveit, Arabia Saudită, Egipt și Anglia. No, bineînțeles că am optat pentru Anglia, nici nu m-am uitat la următoarele. Am primit după o săptămână un telefon de la această firmă că să vin la București pentru interviu, că a venit Cuveitul. Și am zis, da, eu n-am optat pentru Cuveit. Să veniți neapărat pentru că este la un spital de 5 stele, de lux, de... Nu, hai să vin, măcar știu cum e la interviu pentru data viitoare. M-au întrebat foarte multe lucruri din sala de operații, din asta. Am răspuns
Așa am ajuns în Cuveit. Am plecat singură, am lăsat-o pe cea mică aici, după aia m-au urmat la câțiva ani. 17 ani, da, care da. Au însemnat pentru tine o viață întreagă, o viață. Și o schimbare totală. Da. Ce a însemnat pentru tine toată această experiență din punct de vedere profesional? Ca asistent medical nu am lucrat decât 6 luni. Deci doar atât. Am întâlnit o româncă foarte faină, un medic român foarte fain acolo, care m-a pus în legătură cu o firmă pentru care lucra ca și podolog. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Lucram 8 ore la spital, mai lucram 4 ore la acea firmă. Pentru cei care nu știm, să spunem ce se întâmplă în cabinetele de podologie, ce fel de specialitate este, specialitatea piciorului, da, practic. Exact. Tot ceea ce se întâmplă de la gleznă în jos aparține podologiei sau podiatriei. În România este cunoscut mai mult sub numele de podiatrie. În esență este același lucru. Cum ai reușit să ai pacienți? Și nu orice fel de pacient. Da. Am învățat foarte mult. Foarte mult am învățat, am citit foarte mult. Aveam medici care trimiteau către podologie la spitalul unde am lucrat prima dată și am lucrat acolo 4 ani. Apoi administratorul spitalului, care era american, s-a mutat la o altă clinică renumită din Cuveit și mi-a făcut propunerea: ce faci, vii cu mine? Dar cu tine până la capătul pământului, nu. Știți cum e, prinzi trenul, te urci. Știi să faci talonete? Vă spun sincer, învățasem partea de teorie, de examinare, de mecanică, de biomecanică, dar eu nu știam să fac talonete. Și am zis, știu. Ce fac? Voi vedea după aia. Am avut foarte mare noroc că firma care trebuia să utileze cabinetul mi-au zis, uite, dacă vrei să cumperi și materiale, te trimitem în Franța și în Belgia și nu știu ce. Am stat o săptămână în Franța, am stat în fabrică, mi-am prins degetele la polizorul ăla de nu știu câte ori. Lucram cu 2-3 perechi de mânuși ca să nu mai am răni, că îți fug mâinile. Dar am învățat și partea asta și apoi când m-am... Normal că am acceptat oferta să mă duc la cealaltă clinică, salariul meu s-a dublat. Lângă gardul clinicii era școala unde a învățat fata mea cea mare. Era totul s-a aranjat foarte frumos, foarte, foarte frumos. Cum ai reușit să ajungi podologul armatei americane? Mutându-mă la acea clinică, eu fiind american, el prin contract a adus armata americană. Veneau la început cu pușca în spate, cu ranița, era 2003 deja, era timpul războiului, 2003-2004, și încet, încet, nu veneau decât la mine. Puteam să fac statistică, deci toți soldații americani, în 2-3 luni după ce intrau pe teritoriul Cuveitului, făceau fașită plantară. No, terenul, încălțămintea, greutatea în spate. Am primit o altă ofertă, culmea, de la spitalul la care lucrasem eu ca asistent medical. Frumos a fost că în momentul în care m-am mutat din nou la spitalul acela, toată armata americană a venit după mine. Atunci a fost foarte frumos. Dar... Se leagă și prietenii cu toți acești pacienți. Da. I still talk to her online. Still I am in touch with her and every once in a while I order new insoles from her because I have tried the ones in the States, I have tried in London, in the United Kingdom. I tried in Kuwait several shops. And none of them work as good as the ones that she does. God bless you, Iulia. You're the best. Am avut pacienți din familia regală. Cum ai ajuns să-i cunoști? Da, cum am ajuns? Au venit pur și simplu la control. Ori m-au găsit, m-au căutat, m-au găsit. Am avut chiar pe fiul fostului emir, cel mai îndrăgit emir al Cuveitului, Jaber al-Sabah. Și vreau să vă spun că a fost foarte mare surpriza când a venit la control să mă întrebe ce culoare îmi place. Pentru ce? Nu, așa pur și simplu. Am zis argintiu. Vreau să vă spun că ne-am trezit cu șoferul când a venit
pentru toți cei care au fost în clinica în care el s-a, la, în care l-am consultat, să ne aducă cât un ultimul tip. Argintiu. Nu mai mie argintiu. Cuveitul este țara mea. A fost și este și va rămâne țara mea. Fetița mea de-a doua este născută acolo. Te-a emoționat când ai spus lucrurile astea. Mi-e dor de ei. Ți-e dor? Da. Ce ți-au adus în plus toți oamenii aceștia? Ce au adus în plus în viața ta? Profesional foarte mult. Adică profesional, întotdeauna ziceam că din cuveit pot să mă duc să lucrez pe lună. Armata americană, copii cu nevoi speciale, diabet din plin. Nu mai pot să văd nimic nou. Sau cine știe. Iar personal, totul. Deși era asistent britanic în școli foarte bune și mult mai rigid, uniformă, clar, nu exista. Și șosete, nu aveau dreptul să... Și mi se pare normal și ok. Dar de ziua României, pe 1 decembrie, le trimiteam un costum popular. Dor de România ai avut? Oh, bineînțeles. Normal, cum să nu? Deși spui că acum cuveitul este țara ta, dorul de România n-a existat să nu, normal, nu te străfulgere din când în când, nu? Da, așa cum acolo mi-era dor de România, așa aici mi-e dor de cuveit. Am două țări. Dintre toți pacienții tăi, până la urmă, care te-au impactat cel mai mult? Întotdeauna mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu copii cu nevoi speciale. Sunt extraordinari, sunt perfecți. Pentru mine sunt perfecți. Sunt cei care nu pot să spună dacă îi doare, nu pot să spună dacă se simt bine, nu pot să spună nimic. Dar în momentul în care ți intră în cabinet și ți se așează în brațe și te iau de gât, știi că ai făcut bine. Știi foarte mult. Ai lucrat acolo în cuveit cu mulți copii cu nevoi speciale? Foarte mulți. Din păcate, până acum câțiva ani se căsătoreau între rude de gradul întâi și atunci problemele genetice, deformități erau frecvente. Aveam și familii cu 6 copii, din care 4 erau cu probleme. Dar exact așa cum am spus, aveau foarte mare grijă de ei. Și mi-au plăcut să lucrez de asemenea cu pacienții cu diabet și cu rând diabetice. Este foarte frumos să vezi că dintr-o amputație, din jumătate de picior, tu poți să faci ca el să meargă ca și cum ar avea un picior întreg. Sau să închizi rând diabetice. Am avut un pacient și n-o să-l uit niciodată, Baba Hatab. N-am știut. L-au adus la noi în policlinică cu patul de spital, cum avea septicemie, sau era aproape, și cu o rană foarte mare, foarte neagră, să-i amputeze piciorul. Și am zis, nu știu dacă îl prim, nu pot să mă bag, trebuie să am o supraveghere, un chirurg, un... No. Și am zis, da, hai să curăț întâi. Ce faci primul lucru? Întâi îl cureți, îl speli. Doamne ferește, era pufuleț de la șosetele negre pe care le încălțase. Deci nimeni nu s-a gândit să-i spele piciorul. După aceea ne-am apucat încet, am debridat și cu chirurgul, cu pansamente, cu asta. În 8 luni s-a închis rana. Fata lui întotdeauna îmi zice, my angel, our angel. When we first met Dr. Yulia, we were in difficult position for my father. For my father's health. He is a diabetic patient and diagnosed with gangrene. And there is no solution for him. Until we met Dr. Yulia, our angel, who was kind and sweet to my father. She saw how bad his condition was, but she accepted us and started treating him. She treats us as family, never give up on my dad, did everything she could, and he kept his food intake. În plan personal, cum s-a schimbat viața ta odată cu această schimbare de destin și cu viața pe care ai început-o în cuveit? Viața tuturor mi s-a schimbat în cuveit. Soțul meu din director de marketing a ajuns
întâi muncitor, că nu a venit cu hârtiile la el mecanic. Numai 6 luni a rezistat, după aia a răbufnit și după aia, bineînțeles, că a fost și a dus și hârtiile și le-a acreditat și a lucrat ca inginer mecanic la sondă. Cea mare, vă dați seama, din română, totul în engleză. Câți ani avea? Era în clasa 5-a. Apoi, la ceva timp, ne-am gândit noi să mai facem un copil. Ne-am gândit cam târziu, aveam deja 40 de ani, eu. Și, și v-ați dorit la 40 de ani ai tăi încă un copil, acolo încuveit. Da, și am făcut fertilizare in vitro. Nu știu ce n-a mai mers. Șeful de secție, aveam un șef de secție foarte simpatic și foarte fain. Mi-a zis, lasă Iulia, la 14-a o plătesc eu, a 14-a procedură. Și am zis, nu, eu nu am de ce să fac 14 proceduri, eu am deja un copil, dacă nu am rămas însărcinată din nou, e clar, s-a produs ceva, am verificat ce s-a produs și bineînțeles că am rămas însărcinată după IVF din prima. O prima procedură, prima o singură procedură, clar. Asta nu înseamnă tot destin? Este sigur destin. A fost frumos că embriologa m-a întrebat ce sex vrei să aibă copilul? Oh, cea mai grea întrebare. Eu vroiam tot fetiță, soțul meu vroia băiat și am zis, nu, lasă să hotărască cel de sus. De ce? Tehnica ar fi putut hotărâ până și acest lucru? Da, 75-85%. Trebuia să fac analiza de sânge pentru a vedea la câteva zile. N-am așteptat. Deci m-am dus în farmacie, mi-am luat un test rapid, m-am dus în baie, am văzut că sunt gravidă, imediat m-am dus, gata, yes, a reușit, am reușit. După aia m-am dus la medic să mă consulte, mi-a zis că-s nebună, că n-aveam decât 3 luni jumate. Și am zis, nu se vede, n-are cum să se vadă la 3 luni. Te rog frumos, trebuie neapărat să mă vezi acum, că eu am visat că e o fetiță. Bineînțeles că m-a consultat, că n-a scăpat de mine, a văzut că e fetiță și mi-a sunat întâi soacra. Să-i spun felicitări, avem o fetiță. Yay, bucurie mare. Mi-a sunat și soțul al doilea. N-ați văzut tu și chiorul al tău de doctor că ea e băiat. Și da, totuși e fetiță. Da. Și acum aveți 2 fetițe mari, sănătoase. Da. Da. S-a născut și prematur. Cea mică. Dar a reușit să învingă. E mai mare decât mine. Câți ani are acum? Acum are 13 ani. Și cea mare? 29. Mulți înainte. Mulți. Și ce fac ele? Cea mare este la București, are grijă de clinica de la București, iar cea mică la școală. Ai spus despre mai multe motive de a te întoarce în țară. Care sunt ele? 1. Asociația de podiatrie, care s-a înființat, pare mi se, prin 2016, parcă. 2. Alexandra, fata mea cea mare, termina și masterul și vroia să se întoarcă în Cuveit. Nu, Cuveitul este extraordinar. N-aș fi preferat să rămână în România sau în altă țară. Iar Maria, cea mică, ar fi intrat în clasa 4-a, acum să treacă din sistemul britanic în sistemul românesc, în clasa 5-a, nu ar mai prea fi mers. Iar noi doi am fi fost prea bătrâni ca să o luăm de la zero, pentru că am luat-o de la zero. Și asta este motivul pentru care... Da, astea sunt absolut toate motivele. Și cumva ați schimbat complet totul. Decât complet. Viața de acolo, prietenii, tot. A fost ca o resetare. Chiar resetare. Deci în 2017, în ianuarie, încercam să fac biletele pentru concertul de la Viena. Cred că am făcut ceva, că a trebuit să anulez. În fine, iar în februarie i-am spus soțul meu că a venit de la serviciu, i-am zis, știi ce m-am gândit? M-am gândit să ne întoarcem în țară. Soțul meu se uită așa la mine, așa, ca un urs. Tată la plânt, care e mai tată. Și îmi spune așa, nu? Crezi că e cam din pripă? Mi-a zis, da, este, dar trebuie să plecăm. E, la 1 martie, deja am chemat cargo, deja am început să împachetăm. La 1 mai a plecat vaporul spre România. Pe 17 iulie ne-am întors în România. Acum, văzând clinica, micuța clinică, tapetată cu fotografii de copii bănuiesc vindecați, am și răspunsul la întrebarea de ce ai venit.
ca să vindeci, să aduci bucurie. Nu? Sper din tot sufletul să aduc numai bucurie, dar sunt multe motivele pentru care ne-am întors. Și de ce ne-am așezat aici în Brașov? De ce Brașov? Da. E în mijlocul țării. Mm-hmm. Asta a fost motivul principal al întoarcerii. Avem foarte mulți pacienți dincolo care doreau să vină în România. Are bazin olimpic, fetița noastră cea mică, facem o performanță, aproape performanță. Cumpărasem într-un concediu un teren pe la Râșnov în pădure și am zis, nu, avem ceva aici. Și într-adevăr, când ne-am întors, am zis, ce facem? Facem casă sau facem clinică? Bineînțeles că am mers pe facem clinică și am început să cumpărăm echipamente. Am întâlnit un om deosebit care m-a ajutat. Și cum și cu spațiu și cu echipamentele primare, până am reușit să le punem pe toate cap la cap. Apoi dintr-o dată am accesat fonduri europene pe Smart Lab Diaspora pentru românii care se întorc. Iar am avut două proiecte, s-au și terminat deja. Am avut parte iarăși de un consilier pe proiecte europene deosebit. Am fost o norocoasă. Casa unde am stat am găsit-o pe internet cu ajutorul unui agent de imobiliar cu care și acum avem relații deosebite. Și a venit să ne ia de la gara. Deci, totul a fost pe internet. Exact, apropo. Doi, școala celei mici, am programat-o pe internet, caratele pe internet, notul l-am programat pe internet, ea pe, noi pe 17 ne-am întors, ea pe 21 a început pe not, karate și școala de vară avea probleme cu româna. Cum ați găsit România după toți acești ani? Foarte mult schimbată și, sinceră să fiu, fiind așa primul impact, au fost în bine, serviciile mi s-au părut în bine. Noi ultimii 5 ani petrecusem la Albin, da? Aveam deja apartamentul nostru, știam, ne spuneau bine ați venit acasă. Adică erau extraordinari, serviciile într-adevăr s-au îmbunătățit foarte mult. No, Brașovul arăta foarte bine, mai ales primăvara-vara, cu flori și cu de toate, cu muntele. Noi stând pe malul mării, 17 ani, 19 ani, vroiam munte. Nu, am găsit bine și dându-te peste oameni frumoși, normal că totul ți se pare extraordinar de frumos. Ați regretat vreodată faptul că v-ați întors? Normal că au fost și momente în care am regretat, dar aceste momente au venit așa după pandemie, ca să zic așa. Ce înseamnă toate aceste desene pe care le văd? Păi, să știți că așa aveam și dincolo și în cuveit. Pentru mine sunt lucruri de suflet, pentru că în momentul în care vezi un copil că-ți intră pe ușă, mami, mami, unde e desenul meu? Uite, uite la aici! Este o colecție întreagă pe care tu ai aici, în curând o să mai ai loc de ele. Am ieșit deja pe coridor. Da, sunt și acolo. Da. Și sunt cadouri pe care ei simt, ei copilașii vindecați, simt să ți le facă ție. Da, și câteodată, noi, acei susținători, plantare îi putem face pe loc, aproape pe loc, o jumătate de oră, 45 de minute, depinde de complexitate. Cât stau și așteaptă, stau în recepție la măsuță și îmi desenează. Și bineînțeles că vin cu ei și bine, acum unde vrei să-l lipim? Aici, acolo, și aleg singur locul, ca data viitoare când vin la control să știe unde să se uite. Ce ai învățat din cuveit, dacă ar fi să închizi capitolul acela, să fi scris o carte despre cuveit și să închizi capitolul, ce-i pune pe ultima pagină? Nici nu știu, cred că ar fi mai multe ultime pagini. Tot ceea ce sunt îi se datorează cuveit. Absolut. Eu ca formare profesională și eu ca om. I met Julia in Kuwait and I have known her for 8 years. And when I met her, I was in the taxi company and she took me to her clinic in Kuwait. She taught me foot anatomy. She taught me how to make a medical insole and that's it. I became a part of her clinic in Kuwait and I'm the one who's doing medical insult for her. After 3 years, she decided to have a clinic here in Romania, and she took me from Kuwait to here, and we do
the same job in Kuwait here. So she took me as a friend, not a laborer, not an employee. She's like a friend to me. She's kind, sometimes she's crazy. She's white heart person. I love her. I like her as a my boss. I love her as a friend, and she's easy to get along. Regizorul există. Piesa ți-e dată. Treaba ta nu să le alegi, dar să joci bine rolul pe care l-ai acum. O viață fericită împreună, doi copii și la un moment dat a avut accident. Dacă ai văzut, nu poți să nu. Nu poți să nu ajuți. Tu zici, da, nu poți să nu te atingă. Sigur că da, trebuie să te atingă. Doar de aia te-ai născut, să te atingă toate care se întâmplă.